Suntem acum în legătură telefonică directă cu doamna Monica Melencu, mama Luizei. Bună ziua! Bună ziua! Ați văzut ce a spus procurorul șef Felix Bănilă, că sunt totuși șanse ca cele două fete să fie în viață. Dumneavoastră, ce simțiți? Ce credeți? Doamne ajută, asta vrem. Asta vrem. Asta vrem să auzim. Măcar să nu fie moarte. Atâta vrem. Atâta vrem. Nu vrem nimic decât atâta, să știm că e în viață. Spuneți-ne, cum au comunicat autoritățile cu dumneavoastră de când s-a întâmplat această nenorocire, de când a dispărut Luiza? Nu am fost umiliți. Suntem oameni de... Nu suntem oameni din ranta societate. Suntem oameni de rând, cum e toată lumea. Am fost umiliți. Foarte umiliți. N-am primit niciun răspuns sigur. De câte ori mergeam la ușile legii, nu există nicio pistă. Nu există nicio pistă. Ăsta a fost răspunsul timp de 4 luni de zile. Și acum? S-a schimbat ceva? V-au mai dat informații? De când a ieșit totul la iveală? De când a fost prins acest individ? Nimic, absolut nimic. Am sunat eu de 2 ori la DICOT, pe domnul procuror. Duminică, când s-a aflat tragica veste, că a declarat-o criminalul, l-am sunat. L-am întrebat, domnul procuror, vă mulțumim frumos că mi-ați ajutat în privința cazului cu fiica mea, Luiza. Dânsul mi-a zis, doamnă, îmi pare cum e spus de rău. Acum 2 minute am auzit și eu veștile. Ăsta a fost ultimul apel telefonic care l-am avut cu domnul procuror de la DICOT Craiova. Bănuiesc că urmăriți cu sufletul la gură tot ce se întâmplă, tot ce... Vă dați seama, zi de zi. Trăim de pe zi pe alta. Deci, în momentul de față, numai televizorul probabil ne mai salvează. Da, nici nu pot să-mi imaginez prin ce treceți în aceste momente. Ați văzut, în momentul de față, criminalul este la penitenciar și până când va fi consultat, cercetări nu se mai fac până nu revine la fața locului. Am auzit, vă dați seama. Am auzit. Doamna Melencu, să știți că autoritățile ca autoritățile, dar vă asigur că o țară întreagă este cu gândul și cu sufletul alături de dumneavoastră. Domnilor, chiar vă rugăm să ne ajutați că nu strică nimic. Deci nu strică nimic aceste 200 de nevinovați. Nu strică absolut cu nimic. Legea n-a făcut absolut nimic. Eu vorbesc pentru ambele fete. Pentru ambele vorbesc. Nu s-a făcut absolut nimic. Domnilor, absolut nimic nu s-a făcut. Să sperăm că nu sunt moarte. Asta e singura dorință. Și le mulțumim tuturor care sunt alături de noi. Sperăm din tot sufletul să fie găsite în viață și Luiza și Alexandra. Și dumneavoastră vă dorim și familiei dumneavoastră să fiți tare, să fiți puternici, pentru că trebuie să fie bine și să mergeți mai departe. Înainte de final, pentru că și eu sunt părinte și, credeți-mă, sunt lângă dumneavoastră cu tot sufletul meu, nu știu, dacă aveți un mesaj pentru cei care ne urmăresc acum. Mii de mulțumiri și, ce să vă zic, o stimă și respect pentru cei care sunt alături de noi. Mai puțin în afara legii, care n-a făcut nimic pentru aceste două fete. Ăsta e mesajul meu. Nu pentru toți vreau să zic. Oricum, vă mulțumim frumos că sunteți alături de noi și vă mulțumim pentru tot ce faceți în continuare. Mulțumim și noi, doamna Melencu, pentru această intervenție. Încă o dată vă asigur că suntem alături de dumneavoastră și ne dorim din tot sufletul ca această oribilă poveste să aibă totuși un deznădământ fericit care presupune ca cele două fete să fie în viață. Pe de altă parte, doamnelor și domnilor, astăzi zeci de polițiști caută și încă